Bună seara, dragi telespectatori! În această seară avem un invitat special, o persoană tare dragă mie, pe care o cunosc de ceva timp, doamna Florentina Lungu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bună seara și bine v-am găsit! Doamna Florentina Lungu este manager al unui centru educațional pentru copii și ne-am propus în această seară să discutăm despre educația non-formală și educația financiară la copii. Ce presupune educația non-formală și ce face diferența între formal și non-formal? Educația non-formală este bazată, în primul rând, pe activități practice, pe activități motivaționale, pe activități plăcute, în mod special, copiilor. Se focusează pe abilități și deprinderi de viață. Este un pic diferit de conceptul clasic care se predă în școlile din acest moment. Conceptul de non-formal este apărut de prin anii 60, da, mai puțin cunoscut la noi. Da, este foarte puțin cunoscut sau în ultima vreme este, să zic așa, din ce în ce mai cunoscut și mai adoptat. Și vine efectiv în completarea educației formale, în completarea educației din școli, prin programe speciale, programe opționale, atât în școli cât și în mediul din afara instituțiilor școlare. O diferență poate fi sesizată prin locurile unde se desfășoară aceste activități. Este un mediu instituționalizat, bineînțeles, dar cumva în afara școlii și a cadrului clasic, formal, cu care suntem obișnuiți. Exact, da. Sunt activități bazate în mod special pe jocuri, pe experimente, foarte, foarte multă interactivitate. Trainerii și copiii sunt foarte deschiși, foarte naturali în mediul lor. Jocuri de rol, pur și simplu până la piese de teatru, efectiv. Diverse teste și întrebări libere. De fapt, bine învățatul cu joaca, nu? Exact, exact. Ne jucăm și învățăm prin joacă, practic. Filmulețe motivaționale, altfel de resurse neconvenționale, practic. Iar relația care se stabilește între trainer și copii și participanți este una de colaborare și nu este una de competiție. Practic, non-formalul este liber, nu încurajează ideea de suntem competitori într-un anumit joc, da, sau deci activitate. Nu trebuie să iasă câștigător, exact. Toată lumea câștigă. Toți ca câștigăm, da. Și învățăm în echipă, foarte, foarte mult bazat pe lucrul în echipă, ceea ce încurajează învățatul și deprinderile. Este un lucru bun că se știe că în ziua de azi copiii sunt foarte egoiști, mai ales așa cei care sunt singuri la părinți și sunt probleme, într-adevăr, în colectivitate cu astfel de comportamente. Așa ne intervenim competiția, da, se joacă și formează și echipă, exact, să fie mai bine. Exact. Sunt probleme și în atitudinea lor. Sunt destul de reticenți în a intra în comuniune și în a vorbi cu mediul, cu colegii, cu prietenii. Sunt cumva reținuți în mediul lor personal, în bolul lor de sticlă și ceea ce noi încercăm să ajutăm. Concret, ce astfel de activități se pot desfășura? Dați-ne câteva exemple. Ce să face practic acolo? Să știe și copiii și părinții să aibă idee, da, dacă vor să participe la astfel de cursuri. Sunt cursuri de dezvoltare personală. În Ploiești, da? În Ploiești. Toate acestea se desfășoară în Ploiești, sigur că da, în cadrul unui centru educațional. Centrul oferă cursuri de dezvoltare personală, cursuri de leadership. Învățăm pe copii să fie lideri. Chiar de mici, exact, exact. Dezvoltare financiară și finanțe personale. Îi învățăm să-și gestioneze bugetul, să banii pe care îi are de buzunar să știe cum să-i gestioneze astfel încât să pună și deoparte și să-și cumpere ceea ce își doresc în timp.
cursuri de public speaking și vorbit în public. Îi învățăm să-și facă prezentări, să-și le susțină, să își gestioneze practic emoțiile și... Sunt interesați de așa ceva, da, copii? Da, sunt din ce în ce mai interesați. Copiii oarecum nu știu ei foarte bine ce își doresc, dar părinții sunt din ce în ce mai interesați. Nu, cu vorbitul în public era mai mult curios, da, așa și pentru telespectatori, pentru că să știe că e una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor și dacă învățăm de mici, de ce nu să aibă, da, un avantaj în fața celor care nu, da, vor să învețe. Tocmai, este unul din cursurile cele mai solicitate în cadrul părinților și copiilor. Practic, le place să iasă și să vorbească, să spună despre ei, dar și trainerii, trainerul cu care intră în contact, le place foarte mult, e așa foarte cu foarte mult umor și foarte drăgălaș și sunt foarte încântați de acest curs. Un alt curs este un curs de dezvoltare emoțională. Îi învățăm despre emoții, despre a nu le fi frică și a avea curaj, despre a se cunoaște pe ei, pur și simplu. Cursuri de dezvoltare vocațională. Este foarte important ca în viață să știm ce ne dorim, care este calea noastră în viață și să ne descoperim vocația. Sunt oameni vocația. În toată firea care nu știu încă pe ce cale să o ia și, da, ce își doresc. Tocmai. Și ideea este să afle copiii cât mai de mici și să își dorească ei singuri o cale să-și în viață. Aleagă calea să-și aleagă, în viață. Nu să aleagă spună singuri. Mama, tu te faci medic, tu te faci avocat. Da, pentru că avem în familie 2-3 da, avocați. Da, trebuie să respecti și... tradiția. Da. Și mizăm foarte mult pe acest curs. Sunt din ce în ce mai interesați părinții de a practic de a afla vocația copiilor și de a îndruma. Este important, pentru că de multe ori părinții investesc foarte mulți bani într-o pregătire pentru care copilul nu are atracție, nu are pur și deschidere. Simplu, da, nu are deschidere și pur și simplu doar că se gândesc părinții că ar, da, fi important, da, sau bun pentru cariera lui din punct de vedere. Am fost zilele trecute, săptămâna trecută la un concert de muzică al unor copii de la liceu de artă, copii care erau extraordinar, atât de frumos au cântat, mi s-a părut ceva extraordinar faptul că acei copii și-au descoperit menirea în viață. Au știut părinții ei, au știut că aceea este calea lor în viață. Cântau atât de frumos și atât de... Este un lucru extraordinar. Cât de mici să știe ce își doresc și să afle ceea ce vrea să facă în viață. Nu știu dacă știți, dar probabil cu siguranță vă dați seama că în spatele acelui concert, fata mea este acolo și nu cântă, deci nu la muzică, la secția de pictură. Este foarte multă muncă. Adică aud discuții între ei, sunt copii care se duc de la 8 dimineața și pleacă seara la 6, la 7, adică practic... Muncesc mai mult ziua... decât noi. Da, muncesc mai mult decât un adult și sunt admirat că de la vârste așa de fragede știu ce-și doresc și muncesc pentru acest lucru. Bravo, sunt motivați, lor. Exact, sunt motivați, da. Și m-a impresionat foarte tare atitudinea lor și faptul că știu ce-și doresc de la viață. Este extraordinar. Da. Alte cursuri și alte activități, ateliere de creație. Avem ateliere de creație acum în această perioadă de sărbători, de lucru manual, de handmade. Creăm felicitări, creăm pentru decoruri de Crăciun, decoruri de bra pentru bradul de Crăciun. Creăm bijuterii. Am avut un atelier de creat bijuterii, foarte încântați copii, în mod special fetițele. Foarte frumoase acum și... pentru cadourile, da, de sărbători. Exact, au venit la Moș Nicolae și și-au făcut cadou singure sau au dat mai departe mămicilor, da. Alte activități, cursuri de limbi, de limbi străine, engleză, germană, unde învățăm limbile străine de drag. Învățăm de plăcere, pur și simplu, prin joc, prin activități libere. Nu suntem forțați să învățăm așa după o anumită programă și trainerii sunt foarte, foarte deschiși, foarte... Să pun la mintea lor. Da, aproape de copii, da, și empatizează foarte bine cu ei. Iar limbile engleze și germane se pot învăța de la vârste foarte mici. De la ce vârstă aveți copii? Da, cei avem mai copii mici? De la 4 ani. 4 ani chiar aproape neîmpliniți sunt copii care vin la limba engleză. Avem un trainer care lucrează cu ei foarte, foarte drăguț așa și coboară la mintea lor și îi învață și sunt atât de încântați copiii aceia, vin pur și simplu de drag, povestesc părinții, mami, când mai mergem? Abia aștept să mergem la engleză. Pur și simplu învață de plăcere e o limbă lucru. Străină. Da. Da.
Acesta este vârsta minimă la care practic poate să înceapă să se dezvolte un copil, atât timp cât știe să vorbească, poate să învețe o limbă străină, iar ei la vârsta aceasta sunt efectiv ca un burete. Absorb informațiile. Prin mai repede. Nu ne dăm seama că acum, în momentul acesta, poate nu știu efectiv ce au învățat, dar cu timpul, cumva din subconștient apar cuvinte, apar expresii. De unde știe oare? Atunci încep să le pună cap la cap și cu pregătire specifică și la orele de clasă, atunci își dezvoltă mai mult aceste abilități. Atunci se simt, practic, da. Despre tabere, am înțeles că... avem și o serie de tabere de dezvoltare personală, avem deja o experiență de 2-3 ani de mers în tabere, tabere tematică de dezvoltare personală, unde în aer liber, bineînțeles, le facem în zone apropiate nouă, Cheia, Brașov, Rucăr Bran, aproape să fie și părinții liniștiți cumva, să nu stea îngrijorați, dar pe de altă parte și să ne fie și nouă mai ușor să îi ducem, să-i aducem în zone frumoase, pline de aer curat și spațiu verde. Copiii ies în spațiu, efectiv, în aer liber și fac astfel de activități de dezvoltare personală. Sunt activități care nu se pretează a fi făcute neapărat în cadru închis, gen la noi la centru, de exemplu. Și atunci un program de vară de o săptămână este ideal după ce am început vacanța să plecăm într-o astfel de tabără. Activități motivaționale, activități... Învățăm să își stabilească obiectivele, învățăm despre, la fel, finanțe personale, cum să își gestioneze banii sau lucruri pe care nu le învață în școală, lucruri pe care, pur și simplu, noi, adulții, le-am învățat din viață, efectiv. De aceste tabere copiii sunt foarte încântați, iar părinții sunt și mai încântați pentru că stau liniștiți, copiii învață, nu sunt în fața unui televizor, sunt în mediul lor natural și sunt liniștiți cumva și din punctul nostru de vedere al trainerilor cu care mergem și cu care organizăm taberele. Este foarte important că mai putem să-i luăm din fața calculatorului și mai ales să desfășoare aceste activități în aer liber. Ei în felul ăsta prind drag de sport, de aer, de natură, cu toate că foarte greu am văzut că îi scoatem din carapacea lor, din fața monitorului. Din ce în ce mai greu sunt lipiți așa în fața monitorului și televizorului. Nu e un lucru și rău. Televizorului, da. Nu e un lucru rău de altfel, dar dacă știm să dozăm aceste lucruri. Da, și să o sortăm așa calitatea emisiunilor și a ceea ce urmărim practic. Unde se pot desfășura aceste cursuri? Sunt două tipuri de cursuri. Sunt cursurile deschise, care se desfășoară în cadrul centrului nostru de dezvoltare personală. Pe de o parte, sunt cursuri care se desfășoară cu intensitate de structură de o dată pe săptămână, de exemplu, două ore pe săptămână, vinerea, sâmbătă, funcție de program, sau și pe perioada de o lună, 5 întâlniri, a câte 2 ore fiecare, pe o perioadă de o lună aproximativ, sau ateliere de sine stătătoare, gen un atelier de creație care se desfășoară practic o singură dată, cu o structură de 3 ore, în care copiii vin și migălesc acolo la bijuterii sau la diverse alte elemente și pleacă acasă cu o bijuterie produsul sau finit. Cu produsul finit. Da, 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 da. Dar acestea sunt ateliere de sine stătătoare. Mai sunt alte activități tot în cadrul centrului, cluburi. Un club de public speaking, de exemplu, care se desfășoară o dată pe lună. Copiii vin după ce au urmat cursul de public speaking, vin și se întâlnesc să practice efectiv vorbitul în public. Vin și ies în față cu proiecte și cu programe într-un interval de 3 ore. Echipa care a urmat cursul respectiv vin și se întâlnesc mai departe o dată pe lună în cadrul unui club. O altă modalitate de susținere a unor astfel de cursuri non-formale sunt cursurile în cadrul instituțiilor școlare. Avem parteneriate cu instituțiile de învățământ, cu școlile, diverse școli, unde avem parteneriate pentru susținerea cursurilor în cadrul școlii, după orele de curs. Practic, am terminat orele de curs în jurul orei 12:01. Avem noi activități opționale cu copiii pentru un interval de o oră, o dată pe săptămână în principiu,
cu recuzita noastră, cu trainerii noștri, cu programele noastre, absolut tot, în țările lor, în cazul în care copiii sunt mai greu de urnit de acolo din școală, să îi aducem pe toți da, în cadrul... Da, așa e mai ușor, o oră după program. Da, e mai ușor și pentru mai ei. Și mai comod. Da, și mai comod. Astfel, cumva ajungem la cât mai mulți copii. Și acesta este un motiv pentru care copiii nu ajung la noi la centru. Nu au timpul fizic necesar. Au atât de multe activități și atât de multe teme de făcut, astfel că nu au timp să mai ajungă pe drum și să... Da, și pentru părinți e un efort. Și pentru părinți este un efort în plus. Nu sunt disponibili de cele mai multe ori. Avem servicii, avem activități, suntem toți plecați, mai cu bunica, mai cu bona, să-i aducem poate la un e curs. Greu. Astfel am venit în întâmpinarea lor și mergem la... Școlile în școli. Sunt deschise la astfel de activități? Școlile sunt deschise, în general, funcție de oameni, funcție de cadrele didactice. În primul rând, directorii școlilor trebuie să ne acorde încrederea și acordul lor de a merge în școală. Majoritatea avem și parteneriate semnate. Da, sunt deschiși, nu toți, categoric. Da, ca în orice activitate. Ca în orice activitate, ar fi da. Prea frumos să avem așa 100% da. Rezultate. Categoric. Unii spun că ar putea face chiar ei astfel de activități. De ce să venim noi cu... Ok, nu se supără nimeni, puteți face dumneavoastră, sigur, dar sunt și care didactice foarte deschise, care ne primesc cu sufletul deschis și chiar ne încurajează să mergem la ședințele cu părinții, să le povestim despre ce este vorba și îndeamnă copiii să vină pentru sume modice, pentru a participa la astfel de cursuri. Cum v-a venit ideea înființării unui astfel de centru? Și de fapt și ce urmăriți prin dezvoltarea lui? Am plecat în primul rând de la nevoia mea personală, de dezvoltare personală, de dezvoltare și de evoluție în viață. A mea, a celor din jur, am mers la foarte multe cursuri la București, la cât mai aproape de noi, Brașov, București, și am participat la multe seminarii și ore de curs, așa, le mâncam pe pâine, cum se spune, dintr-o foarte mare plăcere și avidă de informație și de cunoaștere și mi-a plăcut foarte mult, dar am zis, ok, de ce nu și aici la noi în zonă? Mai ales pe zona de copii, chiar e nevoie să dezvoltăm. Și pentru adulți. Și pentru adulți, categoric. Dar în mod special pentru copii, așa putem schimba ceva, așa putem practic ajunge la o evoluție în perspectivă, gândind în perspectivă, practic acum se pot face și pentru vremurile noastre și noi să ne schimbăm ca și adulți, dar generația care ne urmează, copiii din ziua de astăzi, trebuie practic instruiți cât mai de mici cu astfel de activități. De aceea avem practic două zone de cursuri, trainingurile de dezvoltare personală pentru adulți și cursurile de personală și profesională, sunt cursuri și în zona profesională, vânzări, negociere sau zone chiar strict profesionale, și cealaltă zonă de cursuri de dezvoltare personală pentru copii, deci adulți și copii în aceeași zonă. Practic, mergem către evoluția noastră a tuturor. Asta mi-am dorit foarte tare. Deprinderea abilităților de viață și la noi, dar și la copii, lucruri pe care le luăm efectiv din viață. Noi le-am luat din viață. În școală n-am fost învățați cum să negociem, practic. Deci ar trebui să fie părinți interesați de astfel de cursuri. Pentru că mulți poate să spună, învățăm noi acasă, le citim noi, le dăm noi o carticică. Da, în mod special părinții trebuie să fie deschiși și ei trebuie să-și dorească. Surprinzător, sunt din ce în ce mai mulți părinți care își doresc pentru copiilor. Vin părinți care spun, vreau la toate cursurile dacă se poate. Dacă îmi permiteți un pic. Sigur. Cred că din punctul părinților de vedere, mă gândesc ca și din punctul meu de vedere, noi am fost o generație care nu prea am avut parte de astfel de educație și acum cred că acesta e și motivul pentru care suntem aviți de toate aceste cursuri, le-am mâncat pe pâine la dumneavoastră și poate că ne-am dorit ca și copiii noștri să le învețe de mici, să le învețe treptat și să aibă aceste informații în momente cât mai din timp, așa, nu să în ultimul moment să le înghesuie și să nu știe încotro să o ia.
Da. Cred că e un lucru bun și cred că și părinții, acesta este unul dintre motive pentru care sunt așa de deschiși o parte din ei. Despre trainerii care țin astfel de programe, puteți să ne spuneți câteva cuvinte? Da, sunt traineri specializați, avem o echipă de traineri entuziaști și foarte tineri, cu abilități și deprinderi pe zona fiecăruia, din domeniul fiecăruia, cu certificări și naționale și internaționale, cu foarte mare dragoste pentru copii și foarte empatici. Ceea ce este foarte important, să poți să lucrezi cu copii în mod special, cred eu că îți trebuiesc niște abilități speciale totuși. Răbdare, da. Dragoste pentru copii. Da, tocmai. De exemplu, trainerul de dezvoltare personală este foarte iubit de copii. Majoritatea vin așa pentru el, pentru domnișoara foarte drăgălașă cu care lucrează. Este foarte caldă, foarte apropiată și în același timp totuși extrem de fermă și de hotărâtă pentru a-i instrui și pentru a lucra cu ei. Și pentru a asculta copiii. La fel, trainerul de dezvoltare emoțională este un foarte bun psiholog și psihoterapeut, cu foarte bună pregătire și foarte caldă, și copiii sunt foarte atașați de dânsa. Că vreau să vă întreb, cum reacționează copiii la capitolul educației financiară, când le spunem că trebuie să nu cheltuiați banii din pușculiță pe acadele sau pe ce-și mai doresc ei și să poată să strângă bănuț cu bănuț sau să încerce să investească într-un anumit fel ajutat de părinți și de dumneavoastră, să poată să-și cumpere ceva mai de valoare, o bicicletă, un calculator nou. Care este poziția copiilor? Da. Ați rămâne surprinsă să aflați că sunt copii deschiși către astfel de idei. Îi învățăm la curs, de exemplu, am avut acum 2-3 săptămâni un atelier de dezvoltare personală la care copiii au venit destul de deschiși, fost aproximativ 10 la număr, încântați și foarte deschiși către această idee. Le-am povestit puțin despre buget și cum să ne gestionăm noi bugetul, astfel încât să punem și ceva bănuț deoparte. I-am învățat că acel procent de 10% trebuie pus deoparte și din fondul pe care îl are de rezervă și pe care l-a obținut de la mama, de la tata, din bursă sau din diverse venituri, pentru a obține mai târziu practic alte venituri, pentru a face bani, acei bănuți care să facă bani. Înțeleg, de mici așa? Înțeleg, da. Acum și limita de vârstă pentru un astfel de curs nu este... Nu, dar faptul că banii aduc bani, dacă sunt investiți așa cum trebuie. Da, înțeleg destul de bine și sunt și deschiși către astfel de idei. Și chiar ei vin cu ideea că vreau să-mi iau o tabletă, dar trebuie să pun bani deoparte, că nu dă mama bani de tabletă și... Sunt, bineînțeles, și copii care nu apreciază ideea de bani. Probabil că de au bani. Foarte ușor banii primiți de la părinți și nu atunci Și atunci e un pic mai greu. Dar către noi vin părinți care își doresc, care sunt deschiși și care își doresc practic deprinderile acestea pentru copii. Și de aceea au și succes. Informațiile pe care ne le-ați oferit sunt de mare valoare. Din punctul meu de vedere și al celor care au copii, sunt convinsă că este un pas, măcar ca și informație, pentru cei care nu au știut că există astfel de cursuri în Ploiești. Pentru cei care doresc mai multe informații, așteptăm pe adresa consilier@rondiahu.com sau la numărul afișat pe ecran. Așteptăm întrebările noastre, sugestiile dumneavoastră și, dacă doriți, vă punem în legătură cu Centrul pentru Educația Copiilor din Ploiești. Cu mare plăcere vi-l recomand, sunt una dintre participante la cursurile care se țin acolo, din când în când cei drept, nu am timp foarte mult, dar este un cadru foarte plăcut și foarte calm. Vă mulțumim încă o dată pentru participare, vă așteptăm și cu altă ocazie și și eu vă mulțumesc foarte mult. Ne-a făcut o mare plăcere. La fel, de asemenea. Mulțumesc. Toate cele bune. Vă dorim o seară frumoasă în continuare. La revedere!